Sunt câteva proiecte care sunt în derulare, chiar de asfaltare, unul de canalizare. Asfaltarea care o facem acum este un proiect cu fonduri din bugetul local. Într-adevăr, este cartierul zona militară, cum îi spunem noi. Sunt 6 străzi prinse în acest proiect, străzi care sunt ale comunei și vin în sprijinul cetățenilor. E adevărat că acolo unde se asfaltează este bine, să ne mulțumim și ceilalți unde nu se asfaltează. Un alt adevăr este că ăsta e un cartier nou și mulți cetățeni sunt nemulțumiți că de ce în cartierul ăsta nou asfaltez și în cartiere mai vechi nu asfaltez, numai că acest cartier fiind nou, legislația de acum nu mai permite să facem pietruire și asfaltare, pietruire și asfaltare, nu pietruire și până mai face asfaltarea nu știu după cât timp. Și făcând un proiect de pietruire și asfaltare, pentru că acolo nu existau străzi nici obțin pietruite, a trebuit să încep de la cap la coadă, să fac și pietruire și asfaltare. Dar zic eu că puțin câte puțin străzile se vor asfalta în lumina, numai că cetățenii, cât și eu, trebuie să avem răbdare, că nu putem să le facem pe toate odată. Mai mult de atât, totul se rezumă la bani. Nimic nu este că batem noi din palme și se rezolvă o stradă sau se asfaltează. Deci, după cartierul ăsta va mai urma un cartier, cartierul unde se introduce canalizarea acum, va veni și el în imediata o perioadă următoare să fie asfaltat, dar asta cred că ne va prinde toamna târzie, zic eu, pentru că canalizarea mai durează undeva până în luna lui august, după aceea cetățenii trebuie să racordeze la canalizare și procedurile până preluăm noi canalizarea, până o predăm lui Raja, după aceea Raja trebuie să o primească cerere la cetățenii din zonă și să înceapă lucrările pentru racordare. Că aș vrea să racordez cât mai mulți cetățeni din zonă, din cartierul respectiv, dacă nu, punctul meu de vedere ar fi ca toți, dar nu cred că se poate să fie toți, că e vorba și de posibilitățile financiare ale fiecărei familii. Iar dacă cetățenii s-ar acorda cât mai repede, aș putea și eu să demarez cu asfaltarea cât mai repede. Dar asta rămâne de văzut, să vedem acum cum se așează lucrurile, cu predarea lucrării, cu acordarea cetățenilor și după aceea noi cu proiectul de asfaltare. Iar aici, cum vă spuneam, în cartierul Unitatea Militară urmează, cred, n-aș vrea nici să mă bucur, dar nici să îmi fac vise deșarte, dar preconizez că undeva săptămâna viitoare, pe sfârșit, am putea să asfaltăm. Deci acum în faza de pietruire, mai sunt câteva străzi de așezat, de făcut patul care se face înainte de turnarea asfaltului, după care va urma turnarea asfaltului. Care este valoarea acestui proiect cu asfaltare din curs acum? Acum e vorba de 3.700.000 de lei. Și cel anterior, câte străzi s-au asfaltat? Bine, au mai fost două proiecte micuțe. Unul a fost de un kilometru și celălalt de 700 de metri. O strada Bradului, unde există Geamia Turcească și cetățenii am asfaltat strada Bradului, întrucât toți cetățenii vin la Geamie și acolo e o etnie, să zic, un cartier de etnie musulmană. Și ducându-se, am zis să asfaltez această stradă pentru că este în sprijinul cetățenilor de etnie musulmană. Nu neapărat a lor, cât și a tuturor cetățenilor, că e o stradă cu trafic destul de mult. S-au mai asfaltat încă două străzi în acel cartier. Urmează acum celelalte străzi, mai sunt patru străzi care deja am încheiat contract cu constructorul și urmează de săptămâna viitoare să apuce de lucru. Deci cartierul ăsta, care zic eu, e cartierul cel mai vechi din comună, va fi asfaltat în întregime. Pe ce fonduri? Pe fonduri de la bugetul local. Deci și cel din curs, tot la fel? Și cel din curs și cel care va urma să așa, din fonduri din bugetul local. Nu exista canalizare în Comuna Lumina? Ba da, canalizare, procedura de introducere a canalizării s-a început în 2006. Undeva până în anul 2011-2012 s-a introdus canalizare în localitate, numai că s-au mai făcut cartiere pentru tineri, iar acolo nu exista canalizare și am făcut un proiect și l-am extins și în acel pe o lungime de 4 km, 4.000 de metri.
o rețea de canalizare pe o extindere la localitatea Lumina, cartierul nou, de 3800 de metri, care în maxim o săptămână, două se finalizează. Când ați început? Acum 2 luni și jumătate. Și estimați că terminați într-o lună, jumătate, două? Maxim în 2 săptămâni se încheie. Este o lucrare grea? Da, este foarte grea. O rețea care este coloana principală, că este la o adâncime destul de mare față de alte canalizări, dar e tot ok, am mers a decurs bine, fără probleme. Mai exact ce adânci? Maxim avem 3,38 m, unde a fost aici undeva, care acum scade până la 1,75 m. Deci 12 sunt exemple, mai rămâne una singură care să finalizăm, care maxim în 2 săptămâni încheiem.